estimați iubiți ascultători ai Radio Dobrogea. Bogdan Nicolae Mateescu vă dă întâlnire cu o temă astăzi la lecția de religie pe care am început-o în săptămâna trecută. Este vorba despre drumul către sine, episodul al doilea. După ce am parcurs timp de aproape 6 ani, atâtea subiecte împreună, am parcurs un drum către deslușirea învățăturii de credință creștin-ortodoxe. Este cazul să punem și curună la această întreprindere, lucrare împreună pe care am făcut-o noi, dumneavoastră și cu noi, cei care ne străduim aici, de la acest microfon, să aducem cuvântul dreptei credințe, cele drept slăvitoare, în casele dumneavoastră. Această cunună înseamnă găsirea omului lăuntric, aflarea omului lăuntric. Este vorba de omul duhovnicesc. Este vorba de chipul lui Dumnezeu care se află în noi toți, în fiecare dintre noi. Este vorba de regăsirea sufletului, de trezirea lui la viață și, la trâmbița Arhanghelului, recunoscând glasul stăpânului, să-și dobândească viața, să se mântuiască. Așa că, stimați și iubiți ascultători, drumul către sine este ceea ce avem nevoie să înțelegem pentru a putea să mergem mai departe în credința noastră, drept slăvitoare, ortodoxă, și să nu ne oprim din căutarea lui Dumnezeu, din efortul de a ne apropia de El, rămânând la un anumit stadiu cu care să ne mulțumim. Și Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă că nu cumva să stăm din aregarea noastră, ca nu cumva să cădem. Deci, să nu stăm, trebuie să continuăm. Altfel, ne vom trezi într-un fel de dolce farniente. Adică ne mulțumim să facem câteva gesturi, câteva fapte cu care ne obișnuim, devin rutină și, de fapt, conștiința noastră este mai mult reflexivă, nici de cum activă. Și din cauza aceasta, nu mai continuăm să îl căutăm pe Dumnezeu pentru a-L cunoaște, ci ne mulțumim cu o brumă agonisită de cunoștințe, apoi de obiceiuri, care devin tradiție, și le dăm acestora girul respectiv, fără să ne mai punem problema mai departe. Ce se întâmplă? Ce urmează? Din cauza aceasta, este nevoie să înțelegem, de fapt, cine suntem și de ce Mântuitorul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor săi: Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Mare cuvânt! Fiindcă toți căutau pe Dumnezeu în afară. În afară însemnând ceea ce se vede, ceea ce se observă, ceea ce este perceput prin cele 5 simțuri, bineînțeles, și este conștientizat prin conștiință, bineînțeles. Conștiința aceea care se referă la ceea ce Iisus Hristos a numit în afară. Sfinții părinți ne învață că această privire în afară este de fapt privirea întunecată. Nici de cum privirea luminată. Nu este lumina cea neînserată, ci este lumina cea întunecată. Și din cauza aceasta, petrecem în conștiința noastră, crezând că suntem pe drumul cel bun, dar de fapt îndepărtându-ne în mod continuu de Dumnezeu.
Degeaba spunem că suntem credincioși dacă, în loc să-L căutăm pe Dumnezeu, să urmăm calea cea dreaptă, strânt, îngust, ne duce pe calea cea largă a desfătărilor trupești, lumești, în afară. Fiindcă acea cale care duce către Dumnezeu este în lăuntru. Acolo este împărăția lui Dumnezeu. Dar cum este ea? Cum este ea posibil să fie înțeleasă de către noi cei întunecați și limitați? Prin rațiunea noastră, dar și prin simțirea noastră, prin afectivitatea noastră, iată, continuăm să deslușim în această emisiune. Am ales, bineînțeles, din epistole pastorale ale Sfântului Apostol Pavel câte ceva, pentru a vedea că se referă la asemenea lucruri pe care noi le deslușim astăzi. Este vorba de modul în care ne raportăm la realitate, la ce fel de realitate ne raportăm și care este realitatea, de fapt, și care este finalitatea acestei realități observate de către noi înșine. Din cauza aceasta, fiindcă nu ne punem problema mai profund, așa cum vă invităm noi în această emisiune să o facem împreună, faptele noastre sunt ale fățarnicilor. Adică demonstrăm că avem dublă comandă, dublă gândire, dublă personalitate și așa mai departe. Deci suntem fățarnici, de fapt. Nu suntem credincioși aceia fierbinți care să, într-adevăr, să primească har de la Dumnezeu și care să vadă minuni cu ochii lor, adică să se întâmple sub ochii lor minunile respective, așa cum erau în primele secole. Secolele 1, 3, atunci când și până în 4, 3 secole, 300 de ani. Atunci când oamenii erau în stare să moară pentru credința lor întru Hristos și cu bucurie se duceau să suporte toate caznele și mureau cu bucuria și cu nădejdea că vor învia întru Hristos și în sfârșit vor fi cu mirele cel iubit împreună. Ei bine, astăzi, după cum mi-a spus un cunoscut, un apropiat, preot ortodox, bineînțeles, arată-mi mie pe ăla care mai moare astăzi pentru Hristos. Așa mi-a zis. Vă dați seama, un duhovnic își dă seama cât de departe suntem față de trăirea pe care o aveau cei din primele trei secole. Și, pe de altă parte, iată un exemplu din viețile sfinților. Sfântul Marcu din muntele Fragesta, acesta în secolul al doilea, s-a dăruit lui Hristos, n-a mai vrut să participe la cele lumești, cum s-ar spune, și s-a dus și s-a pustnicit direct. Și având un traseu din acesta minunat, nu se poate spune altfel, lăsat în voia valurilor, s-a dus la purtat de o placă, o scândură, până la urmă a ajuns la muntele acesta Fragesta, undeva pe nordul Africii. Și a trăit acolo peste 100 de ani, în muntele Fragesta, singur. I-a venit vremea când trebuia să ducă la Domnul. Și un alt, de data aceasta, călugăr, între timp se iviseră obștile monahale și așa mai departe, l-a căutat, îndemnat fiind de Duhul Sfânt, având o viziune în vis, i s-a poruncit acest lucru, la fel cum lui Iosif, templarul, bărbatul Fecioarei Maria, i se arătase Arhanghelul Gabriel, și lui i s-a arătat și l-a îndemnat să ajungă acolo. Prin multe chinuri, cu multe eforturi, în vreo 6 luni a ajuns la muntele Fragesta și cunoscându-l, acesta l-a întrebat, Marcu, cum mai este în lume? Mai iubesc creștinii pe Hristos?
Și acesta i-a spus, Zosima se numește călugărul respectiv, i-a zis, e, nu mai este sfinte așa cum știai că este. Era vorba de un secol înainte. Nu mai este așa. Oamenii s-au mai dedat la plăceri, sunt mai lumești, mai... Cum? A strigat Sfântul și era pe munte stâncos, fără vegetație. Erau între stânci. Nu mai este nimeni în stare să spune muntelui acestuia să coboare și în momentul acela a început muntele să cutremure de sub picioarele lor. La care se uită Sfântul, nu tu stai acolo. Și s-a terminat cu tremurul. Adică atâta trăire avea încât pur și simplu natura îi se supunea. Căpătase acea desăvârșire. Spune călugărul Zosima că era și hrănit de către îngeri. Apăreau două mâini care aduceau câte o pită caldă în acel pustiu stâncos, la vreme de amiază. Când a venit Zosima, apăreau două pite calde, două pâini calde, acolo. Doar mâna se vedea îngerului care depunea acea pâine. Bineînțeles că nouă ni se pare literatură științifico-fantastică, mai mult fantastică, fiindcă nu este vorba de tehnologie pe aici. Dar, gândiți-vă bine, stimați și iubiți ascultători, este vorba de o realitate pe care noi nu o percepem din cauza că ne-am împuținat mijloacele cu care putem să percepem realitatea. Iar realitatea, adevărul, este doar Dumnezeu. Și atunci, relația cu Dumnezeu este descrisă în viețile noastre în funcție de mijloacele cu care o percepem. Cu cât suntem mai slabi în credință, cu atât ni se împuținează mijloacele prin care putem să relaționăm cu Dumnezeu. Din cauza aceasta, cine se așează la rugăciune astăzi și ștocește genunchii, la modul propriu vorbind, stând la rugăciune, pare că este un ciudat. Fiindcă vremile, în limbaj teologic, vremurile de astăzi sunt mai moderniste. Chiar suntem în postmodernism. Societatea noastră este secularizată, chiar suntem în postsecularism. Adică și mai și decât secularismul. Ne îndepărtăm continuu de Dumnezeu. De ce? Fiindcă nu înțelegem. Fiindcă nu ne-am pus mintea la contribuție pentru a putea și înțelege cuvântul lui Dumnezeu pe care ni l-a lăsat, transmis de atâtea generații, în Sfânta Scriptură, e vorba de mii de ani, nu numai de 2000 de ani, Noul Testament. E vorba de mii de ani și Vechiul Testament. Și acesta, făcându-se efortul de a fi înțeles, ne schimbă viața și ne transformă. Și în loc să fim oameni lumești, devenim oameni duhovnicești. Și în viața noastră se arată, de fapt, purtarea de grijă a lui Dumnezeu mult mai limpede decât în viețile altora care n-au grijă aceasta a lui Dumnezeu, a relației cu El. Și asta e pentru întărirea noastră, spre luminarea noastră, spre îndreptățirea noastră, pentru că am găsit calea cea bună. L-am găsit pe Hristos. Și suntem pe ea, suntem cu El. Acest lucru este foarte important. De aceea parcurgem drumul către sine. Mai există preocupări de acest gen? Multe au fost, mai ales în filozofiile orientale, cu iz oriental. Poate să fie yoga, poate să fie filozofiile taoiste. Și confucianismul vorbește despre așa ceva, adică caută așa ceva. De asemenea, religiile acestea orientale și ele amintesc despre
acest fenomen. Ba chiar mai modern, mai în timpurile noastre, este un best-seller în Statele Unite, Drumul către tine însuți. Și se folosește acest medic psihiatru de argumentele specifice științei pe care o reprezintă și psihologia și medicina. Și s-a vândut în multe milioane de exemplare cartea respectivă, fiind o carte de succes. Acum întrebarea noastră este aceasta. De la ce pornim în drumul către sine? De la vederea noastră ca indivizi limitați în timp și spațiu? Indivizi pe lângă alți indivizi? Sau de la vederea noastră ca fiind părtași ai aceluiași trup, ai comuniunii întru Hristos? Sunt două feluri de a vedea lucrurile. Dacă pornim de la ceea ce se vede din afară, adică la limitările specifice individualismului, atunci construim un sistem logic pornind de la premise false. În limbaj medical se numește paranoia. Din cauza aceasta, Sfânta Scriptură spune foarte clar: toată știința lumii acesteia este nebunie în fața lui Dumnezeu. De asemenea, Sfântul Apostol Pavel vorbește în aceste epistole pastorale, care îi îndrumă pe cei care sunt pregătiți, hierotoniți fiind ca preoți, să îndrume pe creștini pe calea cea strântă și dreaptă de mântuirea sufletelor, aceștia spun că știința lumii este mincinoasă. Aceasta nu înseamnă că trebuie să devenim ignoranți, adică să nu ne pese de știință, de educație, de tip cartezian, de educația aceasta pozitivistă, pe care o primim de la școală în mai toate școlile, în mod normal, zicem noi. Și să înlocuim ceea ce este rău cu ceea ce este bun, atunci intrăm pe calea cea stântă și dreaptă. Altfel, crezând că pică para mălăiață în gura lui nătăfleață, nu facem nimic. Așteptăm și pierdem toate ocaziile de a ne mântui. Așa că acest drum către sine se referă la lumina care este în noi, în fiecare celulă a noastră, în toate unghierele organismului nostru, ale ființei noastre, și care nu se vede în afară. Din păcate, nu se vede nimic din ea. Noi ne vedem cum suntem, concreți, materiali, oameni fizici, pipăibili, sensibili la organe de simț, cele cinci, și asta e realitatea pe care o vedem. Ei bine, noi suntem lumină, dar ne vedem întunecați. Aceasta este lumina cea întunecată. Și la aceasta se referă Mântuitorul Iisus Hristos în acea pericopă evanghelică ce a fost citită duminica trecută, cea care a trecut mai înainte. Luminătorul trupului este ochiul. Dacă ochiul tău este curat, tot trupul tău e luminat. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău este întunecat. Și dacă lumina care este în tine este întuneric, întunericul cu atât mai mult, spune Mântuitorul Iisus Hristos. Despre această lumină, stimați și iubiți ascultători, vom vorbi. De unde vine ea? Și cum este ea? Și cum de nu vedem? Și cum de totuși Mântuitorul Iisus Hristos ne-a vorbit despre ea? El spune chiar: lumină am venit în lume. Și în prologul Evangheliei Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan se spune că Hristos a venit lumină între ai săi, dar ai săi nu i-au cunoscut, nu l-au cunoscut.
Deci vorbește despre lumină. O singură dată a arătat această lumină pe muntele Taborului. Schimbarea la față chiar se apropie și această mare sărbătoare din 6 august. Ei bine, această lumină este în noi. Lumina aceasta este cea care este legată de suflet, de sufletul nostru, care este de la Dumnezeu și care suflet este nemuritor. A fi nemuritor înseamnă că transcende timpul și spațiul. Este transcendent. Adică dincolo de timp și spațiu. Ori noi suntem sub timp și suntem în spațiu. Suntem spațiali, tridimensionali, stimați iubiți ascultători. În trei dimensiuni. Și atât. Așa ne vedem. Dar oare suntem doar atât? Dacă suntem lumină, atunci cum suntem de suntem lumină și ne vedem întunecați? Sub formă materială. La toate aceste întrebări, sau la unele din ele, vom răspunde după o scurtă pauză. A revenit, stimați iubiți ascultători, în studio Radio Dobrogea. Suntem la lecția de religie. Discutăm despre drumul către sine. Și am făcut remarca referitoare la o lucrare care a fost scrisă de mare succes, de altfel, în Statele Unite, Drumul către tine însuți. Pornind de la faptul că suntem indivizi unii lângă alții. Și văzându-ne în așa fel, căutăm drumul către sine. Bineînțeles că observăm faptul că premisele de la care s-a pornit în acest drum către sine sunt greșite. Drumul către sine este acel drum care ajunge la comuniunea tuturor într-unul singur. Diversitate în unitate. Adică într-o Hristos Iisus. Fiindcă toți purtăm chipul său, adică avem suflet omenesc, dăruit de Dumnezeu, de la Dumnezeu plecat, pornit, lucrarea sa, și toți avem același suflet și într-un, adică același suflet, același chip. Și acesta este sufletul nostru cu mici particularități care ne diferențiază. Dar toate aceste particularități formează un întreg, refăcând chipul, practic, al celui care ni l-a dat. Reflectându-l, de fapt, pe cel care ne-a creat. Așa că unii altora ne suntem mădulare, spune Sfântul Apostol Pavel. Toți suntem un trup. În felul acesta, în biserică, toți alcătuim trupul duhovnicesc al lui Hristos. Mulțimea credincioșilor înseamnă, de fapt, un trup. Nu mai trăim unii lângă alții, ci trăim unii pentru alții. Fiecare ne suntem folositori celorlalți. Fiecare are o acțiune care folosește altuia. E bine, atunci când ne vedem ca pe niște, niște indivizi, fiecare cu ale sale, atunci nu mai trăim unii pentru alții, ci trăim unii lângă alții, dar și mai rău, mai ales în vremea din urmă, unii împotriva altora. Așa că, iată de ce este nevoie să înțelegem drumul către sine. Cine suntem noi, de fapt? Să-L descoperim pe Hristos în profunzimea ființei noastre. Să-L regăsim pe Dumnezeu în noi înșine. Și să redevenim fii ai lui Dumnezeu după har. Adică să ne sfințim. Sfințenia nu este o opțiune. Sfințenia este o datorie, o necesitate. Este împlinirea umanului. Umanul fiind chipul lui Dumnezeu. În creația sa. Cununa creației lui Dumnezeu este chiar omul, căruia Dumnezeu a dat chiar chipul său. Dumnezeu se reflectă în toată creația.
care poartă amprenta lucrării sale, bineînțeles. Dar în aceste ființe care alcătuiesc creația, entitățile respective, în anumită măsură se reflectă Dumnezeu. Cel mai mult în om. Pe acesta l-a făcut cu mâinile sale. Ceilalți prin cuvânt au luat ființă. Chiar și îngerii, numai prin cuvânt. Dar pe om cu mâinile sale. Fiindcă era după chipul său, iar omul are datoria de a deveni asemenea creatorului său după chipul cu care l-a înțestrat. În momentul în care omul uită de acest chip, de sufletul său, practic, nici nu mai poate să-și împlinească datoria de a se asemăna lui. Și atunci caută justificări. Că preotul cu tare a făcut nu știu ce, uite biserica ce face, că lasă-mă cu poveștile astea că sunt bazme de adormit copiii, uite știința, uite particula nu știu care, cea mai particulă lui Dumnezeu, uite atâtea tehnologii care s-au născut, lasă-mă cu toate bazmele voastre de adormit copiii, cum am spus puțin mai înainte. Și toate acestea se duc într-un șuvoi care duce nicăieri. Ce e azi drept, cum spunea poetul, mâine-i minciună. Ați visat vise de șarte în astă lume de amar. Împărat și proletar, Eminescu. Deci, stimați și iubiți ascultători, suntem alcătuiți după preceptele științei, bineînțeles, după ceea ce a constatat știința, din multe celule, miliarde și miliarde de celule. Numai creierul are câteva sute de miliarde de celule, neuroni, de diverse tipuri. Cei piramidali sunt cei mai importanți dintre neuronii respective. Și toate aceste celule au viața lor. Ele se comportă ca și cum ar fi niște sisteme solare, dar la altă dimensiune, bineînțeles. Transferurile de materie din interiorul celulei se produc sub formă de lumină. Atenție mare! Acest lucru a fost demonstrat. În 1993, doi canadieni au luat premiul Nobel pentru treaba aceasta. În 1965, Eugeniu Makovski, un mare savant român și care a fost ignorat din diverse motive, de cele mai multe ori politice, de comunitatea internațională științifică, a elaborat această teorie a biostructurii celulare. Adică nu este o structură amorfă, cum se credea înainte în biologie. Se plimbă diferite organite celulare care fac schimburi între ele de substanțe și așa funcționează celula. Și are niște manifestări electrice, fiindcă are niște sarcini pe acolo. E, nu este așa. Citoplasma celulară, adică mediul în care ar trebui să se plimbe acele organite celulare, e de fapt o biostructură. Este un fel de gel, dar care vibrează. Și vibrațiile ca la un cristal nasc electricitate. Dar nu doar electricitate, ci lumină. Se manifestă sub formă de lumină. Și atunci, imediat, cercetătorii au spus că sunt biofotoni, lumină făcută de celule. Evidența este clară. Sunt schimburi de substanțe, nu substanțe, ci de materie, sub formă de lumină. Aceasta este cheia înțelegerii sinergiei dintre toate acele mii de miliarde de celule care alcătuiesc un organism, cum este cel uman. Și că, practic, din cauza acestei viteze luminice, 300.000 km pe secundă, bineînțeles,
E posibilă această sinergie între toate miliardele de celule. Deci noi în interior funcționăm cu lumină. Ăsta e combustibilul nostru, de fapt. Este pusă această lumină în evidență în două situații. Atunci când s-a inventat electrocronografia și s-a pus în evidență aura energetică a unui organism, că e frunză, că e celulă, că este om, în jurul său s-a văzut ca la auroră boreală o aură energetică. Aceasta este zugrăvită de regulă în biserică la sfinți. Cercul acela de deasupra capului, sunt vorba de norișori luminați. Și când moare o celulă, a fost fotografiată această lumină care iese din ea. Adică eliberează o cantitate de lumină înainte de a muri. Celula respectivă. Această biostructură a fost fotografiată de către canadienii aceia din 1993, la un microscop electron de mare rezoluție, bineînțeles, și au primit premiul Nobel pentru ea. E, atunci, lumina aceasta, de la atâtea și atâtea mii de miliarde de celule, de ce nu se vede? De ce nu vedem? Dacă ea este reală, demonstrată științific, fiindcă noi suntem întorși cu spatele prin conștiința noastră. Și această lucrare este cea a vrăjmașului. Și atunci iată cum putem să înțelegem ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel în 1 Timotei. Dar Duhul grăiește lămurit că în vremile cele de apoi unii se vor îndepărta de la credință luând aminte la duhurile cele înșelătoare și la învățăturile demonilor, prin fățărnicia unor mincinoși însemnați cu fierul roșu în propriile lor cugete. Aceștia opresc de la căsătorie și de la unele bucate pe care Dumnezeu le-a făcut ca din ele să împărtășească cu mulțumire cei ce cred și au cunoscut adevărul. Fiindcă tot ce a făcut Dumnezeu este bun și nimic nu e de lepădat dacă se ia cu mulțumire, că se sfințește prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Stimați și iubiți ascultători, deși aparent se referă la o comunitate în care sunt creștini, indivizi, cum se spune, persoane, nu? Persoane. Ei bine, această învățătură se aplică și în cazul acesta al microcosmosului. Adică toate fluxurile acestea energetice, de lumină, de fapt, fluxul de lumină care sunt ale celulelor, ele sunt împreunate, practic, și dirijate spre o anumită trăire, adică spre o anumită conștiință. Ele, practic, sunt, în primul rând, generate de către cineva și, în al doilea rând, concretizate sub formă de conștiință, cumva. Adică o trăire. Noi percepem lumina aceasta interioară într-un anumit fel. Printr-o trăire. Și conform acestei percepții, avem și faptele. Percepția aceasta se numește conștiință. Iată, în câteva minute, un lucru foarte frumos din viețile sfinților. Un sfânt părinte, având obiceiul ca noaptea să se ducă la rugăciune, solitar, în mănăstirea respectivă, a ieșit din această mănăstire și s-a dus într-o poiană, s-a rugat noaptea. Și rugându-se în liniștea aceea naturală, de care noi, cei care suntem la oraș, nu mai avem parte, nu știm ce este, nu o cunoaștem, în liniștea aceea s-a rugat și a văzut o lumină puțin mai departe, într-o luminiș, într-o poiană. Ducându-se acolo, a văzut o pasăre
măiastră, într-un glob de lumină, cântând. Și atât de mult i-a plăcut de ceea ce a văzut, încât a stat și a contemplat-o. Până dimineața, s-a făcut dimineață. Și făcându-se dimineață, pasărea a dispărut, s-a terminat cu scena respectivă, el s-a întors în mănăstire. Dar nu mai cunoștea pe nimeni de acolo. Trecuseră 300 de ani. Citiți viețile sfinților și veți vedea acest lucru. Trecuseră 300 de ani, nu mai cunoștea pe nimeni din cei care erau în mănăstirea respectivă. Dar se știa că un anumit călugăr dispăruse într-o noapte, nu se știe unde, dar a dispărut, părintele cu tare. Așa că, stimați și iubiți ascultători, gândiți-vă bine, cu toată tehnologia noastră, cu toată știința noastră, încercăm să ne apropiem, să ne apropiem de viteza luminii, iată, creăm nave cosmice, navete spațiale, vrem să mergem spre Marte prin 2020 sau 2030 mai degrabă. În 2031 au promis americanii că vor ajunge pe Marte, vor păși pe Marte. Cu viteze care se apropie din ce în ce mai mult de viteza luminii, dar sunt foarte mult, sau sunt foarte mici față de viteza luminii. 1%, 2%, 3% din viteza luminii. Se speră că vor fi alte motoare care vor ajunge la 10% din viteza luminii. Ori noi avem viteza luminii în noi înșine, stimați și iubiți ascultători. Aici este cheia care descifrează întregul univers, în microunivers. Noi suntem alcătuiți după chipul lui Dumnezeu, ori Dumnezeu se reflectă în toată creația. Deci, dacă noi ne-am cunoaște pe noi înșine așa cum suntem după chipul lui Dumnezeu, am fi, cum spunea Aricoandă, stăpânii lumii. Adică a încălturi instantaneu în tot universul. Sunt energii pe care noi nu le cunoaștem, care sunt manipulabile în microcosmos pentru macrocosmos, fiindcă acest macrocosmos e o proiecție în conștiință a ceea ce este în interiorul nostru. Miturile, legendele, religiile care s-au născut în vechime, toate mărturiseau despre anumite fragmente din această cunoaștere universală, bineînțeles. Și ele doar luau câte o parte din ceea ce își aminteau din moș strămoș, cum se spune, popoarele, din starea aceea adamică și decăderea lui Adam de după izgonirea lui din rai. Religia a fost una singură, fiindcă Adam și Eva îl cunoscuseră pe Dumnezeu, nu-l mai puteau percepe, fiindcă aveau, bineînțeles, acest păcat originar. Și din cauza aceasta, trăirea respectivă a devenit în afară, n-a mai fost trăire interioară. Noi confundăm trăirea interioară, spunând că, vai, ce univers interior are cu tare, că este spiritualizat, este mare om de cultură, etc. Nu este aceea, trăirea interioară. Omul lăuntric este cel care se unește cu Hristos. Hristos este modelul, arhetipul. Și mai degrabă este aproape de Hristos un om simplu care crede cu adevărat în inima lui în Dumnezeu și care iubește pe Dumnezeu și din faptele sale demonstrează că îl iubește și pe aproapele său, fiind un om cum se cade, săritor, oricând bun de pus la rană și așa mai departe, decât unul care e teoretician și are toburi întregi de cărți scrise. Nu ne referim la cei care scriu prin închisori, ci cei care sunt normali, care scriu normal, adevărat, și care sunt intelectuali, rafinați, fac parte din elita intelectualității și așa mai departe. Ei vor rămâne cu slava aceasta deșartă din vremea lor și poate câteva generații după. Dar cel care se unește cu Hristos rămâne veșnic.
Problema este că lumea aceasta, care ar putea să pomenească pe cineva dintre cei care sunt a ei, nu este ea veșnică. Ea se va sfârși, căci a avut un început fizic. Universul, spun oamenii de știință, este spiritual. Au început să își dea seama de acest lucru. Dar nu este spiritual pornind de la materie către spirit, ci de la cel care este Duh, Dumnezeu. Căci Duh este Dumnezeu. Bineînțeles că sunt lucrurile puțin mai elaborate și necesită anumite explicații care pot fi date încet, încet, în altă emisiune și în alte prilejuri cu care ne vom mai întâlni, dar important este că există, cum spunea un actor mai mucalit, o explicație. Deci, stimați iubiți ascultători, vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Vă dorim o săptămână binecuvântată. Bogdan Nicolae Matescu vă spune Doamne ajută!